am hotărât să vorbim cu cineva despre fenomenul în sine, fenomenul așa numitului marketingului politic, noi așa l-am numit. Dacă acest video a strânit atât de mult interes și presa s-a întrecut la titluri, care mai de care, cine e fata în roșu, unde e ofițerul, vânzătorul, pistol în mână sau nu? Probabil își merită aplaudatele că efortul presii, că dacă aveți să afli că e campanie, e regizat, că sunt ofițeri îmbrăcați în palton și ascunși, tu dai seama, ofițer de pază lucrează la tăiet doctorscă. Atunci da, asta e știrea, asta e noutate, trebuie de îngrijorat. Noi luăm legătura cu un specialist în marketing digital. Așa, ok, Dumitru, pentru cei care nu știu de tine, ești specialist în marketing, marketing digital, dar bănuiesc că în general ești capabil să tratezi un asemenea eveniment. Întrebarea mea este, tu ai văzut acel video? Este această acțiune, putem noi să o calificăm drept o strategie de PR sau o simplă întâmplare? Ce părere ai tu? Eu am văzut acel video și am văzut acel video cumva prin lista prietenilor mei și după asta, eu nu știu de ce, dar eu am început să caut să văd dacă nu a început presa să vorbească despre asta. O urmat pe urma 20 gânduri, dar părerea mea este că asta este o acțiune pe locuri normale, de facto, dar stranii în Moldova. Așa aș califica cumva realitatea cu acest video. Gen, pentru Moldova asta este un fenomen relativ straniu. De ce? Pentru că contextul nostru cultural spune că este o ierarhie și ca cultură, ca experiență în independență, noi n-am avut comunicare directă cu subalternii noștri sau cu cei care sunt la conducere și întotdeauna este un fel de bojică sau un fel de tată care ai la conducere. Ați crezut că asta a fost unul din factorii care a făcut pe oamenii să vadă acest eveniment drept unul excepțional? Ceva de genul cu Dumnezeu a coborât pe pământ? Da, ceva de genul. Și iarăși aici sunt două tabere care, cum ați menționat și voi, de ce a coborât Dumnezeu? Pentru că el așa a vrut sau asta e în norma lui, pur și simplu amuia s-a întâmplat să-l prindă în vizor. O cameră video, da, da. Mulți au insistat că aceste imagini sunt trucate, că Maia Sandu beneficiază de o echipă de consultanți în PR care au sfătuit-o că e bine ca Dumnezeu să coboare pe pământ. Și crezi bă tot despre Dumnezeu, serios. Bine, asta e metaforic, da. Dacă pot să-i spun așa. Deci, ce crezi tu? Este regizat toată scena asta sau nu? Eu, știți, eu știu că asta nu e regizat. Avertă naslava, știți? Da, stai. Nu, ai vorbit cu Alexandru Bordea sau de unde tu cunoști asta? Da, eu îl cunosc de Alexandru și eu cumva am reacționat în privat și el chiar era la magazin, el n-are nicio treabă cu momentul ăsta și eu aș fi vrut ca asta să fie regizat. Gen, eu aș fi vrut ca departamentul de PR a politicienilor sau oamenilor în funcție de stat să creeze, să folosească instrumentul de marketing ca să umanizeze și să arăte că cei care sunt la conducere cumva sunt aproape de oameni și sunt și ei normali, cum ar fi. De ce? Adică gestul ăsta mi se pare că ține de contextul nostru cultural în care inhibarea noastră la nivel de consum vine că omul este după sticlă. Și aici că s-a întâmplat break-ul ăsta la nivel... Dumitru... Păi până amu, toate contactele astea se realizau la fostul președinte Igor Dodon, toate erau cu întâlniri în teritoriu. S-a întâlnit, un veteran a plâns că m-a văzut întâlnit pe poartă. Adică bariera asta era depășită de inițiativa președintelui de a merge da, și să se întâlni cu oamenii. Nu, stai, fii atent. Aici e vorba de un om care ca și cum nu știe că e filmat, care ca și cum e văzut într-un cadru... Al... Uitați-vă cum este îmbrăcat. Adică nu este cumva în rochia de seară și a trecut și o apă. Adică un om care a terminat ziua de lucru și a trecut și cumpărături. Ia ca break-ul de împachetare. Nata, când se duce după doctorscă, noi totodată în lună avem sărbătoare, permanent îmbracă o rochiță așa bunșoară, și chiar dacă minus 20 afară. Dumitru, dar uite ce întrebare am eu. Tu ai menționat un detaliu care mi se pare interesant. Faptul că lumea atât de abundent a reacționat la acest video și se contraziceau că e fake, că nu e fake, înseamnă asta oare că președintei noastre îi lipsește o leacă de umanizare? Nu. Eu aș spune că nu doar președintei, dacă tot reprezint aici perspectiva de marketing, pentru că eu nu vorbesc din strategie de comunicare a unei persoane publice, dacă vorbim din perspectivă de marketing, în general, personal branding-ul, da? Știți termenul ăsta care vine de la
foarte activ de la Steve Jobs când el a ieșit în față și a început să prezinte produsele. Apoi că la noi, de obicei, afacerile, persoanele publice, ele stau în spate. La noi e modna să stai în spate și să conduci. Să nu ieși în față, să nu comunici, să nu umanizezi. Păi iată, elementul ăsta și s-a întâmplat și se întâmplă că, pe de o parte, parcă este necesitate și cei care au fost foarte, foarte bucuroși, aceia au zis că, iată, vedeți, avem un președinte care e om, care nu stă după sticlă, care a venit în față. Cei care sunt contra au spus că, ia uitați-vă, atât asta e podstavă, el e falșivă, nu mai cumpăr el singur macaroane, iată, l-a filmat dintr-o parte. Adică, pentru piață, întotdeauna informația devine sau sursă de bucurie sau de a face trist pe cineva. Când, de facto, fenomenul este unul normal. Eu cred că noi mergem spre o etapă în care și Maia Sandu și ceilalți ar trebui să facă un pas înainte și poate nu așa de des îmbli prin magazin, că să nu se facă îmbuteiajă, dar să fie un pic mai aproape. Astăzi, parcă auzindu-ne, urmărindu-ne pe noi și mai ales presa socialistă, domnul Klaus Iohannis a hotărât și el să blisnuți și s-a pornit la lucru cu bicicleta. Dar și drept aici trebuie să menționăm. E vorba de o campanie națională în România, Vinerea Verde, anunțată de unul din ministrilor, ministrul de mediu, mă tencă, prin care Klaus Iohannis s-a alăturat acestei campanii, motivând transportul ecologic, importanța lui, da? Uite ce frumos merge bicicleta și nu cade jos. Da, el în sensul ăsta susține această campanie, deci cumva nu putem vorbi că ar fi fost surprins dintr-o parte, întâmplător. Ok, sau... nu, dar tu vezi că ești mașini, securitate, da. Multă lume îl urmărește. E clar, nici nu putea să fie altfel. Există o lege care trebuie să o respecti, există un protocol care trebuie să o respecti când faci lucrurile astea. Eu între timp am mai cercetat așa un pic asemenea situații în online. Angela Merkel deseori este surprinsă de presă exact în aceeași ipostază ca Maia Sandu, mergând. Uite, Andrei, am și link aici pentru tine. Hai că-l deschid. Te rog, urmărești. Nu sunt primii și, apropo, în internet e foarte viral când o persoană publică intervine cu partea asta de activare a unor evenimente care fac parte din... activitățile zilnice și activitățile simple ale oamenilor. Adică... Numai că, da, tu vrei să arăți redacția asta să e un tabloid. Da, nu contează, până la urmă, nu numai pe pisanul, de sanul a apărut. Deci, patru butulcuțe, două creme dehidratat, că după alcool se deshidratează pielea. Ce acolo, vreau cafea, ceva, da? Niște piciniuște daneză, ce mai luat? Și dacă ne mai uităm pe un alt link, Andrei, din desfășurător, îl vedem pe primul ministru al Olandei, care la fel este surprins pe bicicletă, mergând la birou și încercând să le transmită cetățenilor Olandei sentimentul de securitate, că tu ești în securitate în țara ta, mergând pe bicicletă, deplasându-te la locul de muncă. El se numește Mart Rutter, iată, noi acum al vedem pe el. Fără cravată, cu mânica trasă. În general, Dmitru Alaiba adăhaet că el este... Dacă l-ar vedea Marina Tauber, fără, uite cum e, dezblehuiet, da, practic. Da, primul ministru a Olandei. Acum întrebare, Dumitru. Crezi tu că noi avem nevoie în țară de acest PR politic, de acest marketing politic, sau totuși noi putem să ne lipsim de el? Știți, dacă trebuie noi să avem marketing social-politic sau politic, cu siguranță da. Pentru că marketingul este împachetarea unui mesaj către o anumită audiență. Și atunci se primește că marketingul, nu doar PR-ul negru trebuie folosit, trebuie cumva de dozat momentul ăsta. Dar știți, este o frază tare interesantă, cum ne-am recent despre personal branding. Se zice că înainte să începi să-ți dezvolți brandingul personal, trebuie să ai brandul. Adică în marketingul social-politic, în marketingul social, eu aș pune mai întâi în fundament crearea unui personaj ca brand, ca produs, după care tu să-i creezi lui personal branding. Uh-huh. Să nu se întâmple că tu împachetezi cumva frumos și asta bucnește și nică din asta nu iese. Nici o deplasare la magazin nu o să-ți salveze dacă tu ca brand nu existi. De aceea eu cred că pozitivitatea pieței a rezonat, pentru că eu am văzut că asta e, cumva se aliniază într-o formă destul de normală cu ceea ce știm noi de facto despre Maia Sandu, ca idei, spre exemplu. Pentru că eu când am văzut, chiar dacă și nu era de la o persoană care o cunosc, probabil nu vedeam că special a filmat și mă e că vor să o trezească ca om.
De ce eu cred că trebuie să fie, departamentul de PR ar trebui să gândească cum să facă acțiune. Apropo, voi cum credeți? Nu faci parte din umanizare, spre exemplu, cum a fost la Igor Dodon, președintele vorbește sau la Putin, cum este, cum Da. adică asta este un instrumentariu care, indiferent de tabere ce au vorbit, dar el este un dialog cu societatea. Și eu am priveam ca destul de o acțiune progresistă. Uite, el o imprimat cuvintele și ele. Nu contează dacă trebuie, nu contează cum răspund, dacă acțiune de marketing. Deci, asta face parte de societăți, ar trebui să facă live-uri care n-a usat. Ia uite, Să așa de șepe, departe, nu, nu, nu. Dumitru, în concluzie, chiar și dacă acest video ar fi fost regizat, omul, consumatorul, alegătorul de rând, ar trebui să aibă o atitudine negativă față de asta? Știi cum, Dar cum? părerea omului, asta e un proces inevitabil. Eu cred că oamenii în jurnalism, formez la trei surse, eu cred că ei trebuie să alinieze acțiunile personajului cu personajul dat. Dacă voi azi, eu vrem să vă întreb cum voi dormiți în general. Noi nu ne Adică, filmăm. noi dormim în trei, dacă te interesează. Aici la voi niște subiecte și niște contemplări și voi spuneați faptul că deja e ca când Dodonul a început să vorbească, e că e clar că mișinești. De ce? Pentru că brandul tu îl știi. Dar foarte Adică, adevărat spune că după exact. acțiune, deja știi când te sună un prieten sau intri în cameră prietenul tău la zi de naștere. Tăți așa se întorc și zic, o, vine Sirașoică, deși Dușa nu știu cine campanie. vorbim de ea. Și atunci, elementul de branding înseamnă că oamenii când au văzut-o pe Maia Sandu în magazin, ei au zis că, Pricolea, mai mulți au zis Pricolea. Chiar și presa o prezentat asta ca ceva pozitiv decât probabil, nu știu și acolo, teorși. Adică, zilește, eu sunt. Interesant, dar Foarte interesant de vorbit despre asta. Poate noi te mai rugăm să mai intervii la noi din când în când se mai întâmplă din astea, Dumitru. Dar trebuie să rugăm de-am pe alții să ducă la magazin, la sală de sport. Eu știu cine știu o sală de sport, eu o să fac stories curând. A, da? Cine, cine? Eu știu unde e Gordon Ramsay la sală de sport. Eu Un blac, n-am fost eu de mult la sport. am remarcat, sunt niște poze, am remarcat pe internet, sunt niște poze cu Andrei Bolocan, care a fost la magazin de unul singur și a cumpărat șoric de porc uscat, dar nu știu de ce Ieșit și presa nici tace. Andrei a ieșit și nici vânzătorul nu a observat cum el a ieșit, da? Și e un pic trist. Era până la pandemie, poate atunci nu erau telefoane mobile. Da. Dumitru, îți mulțumim foarte mult. Dumitru Talmazan, fondatorul Talmazan School, specialist în digital marketing, care ne-a tălmăcit un pic lucrurile și ne-a făcut să înțelegem câte ceva despre personal branding. Mie mi-a plăcut concluzia asta, că întâi trebuie să existe brandul și pe urmă trebuie să Da, existe poți PR-ul să-l acestui crești, poți să-l brand. descrești, poți să... Corect, pentru că în momentul în care vorbești de Maia Sandu, asta înseamnă un brand, Igor Dodon, asta e alt brand, da, Vasile Bolea, asta e alt brand. Deja. Da. Mulțumim tare mult, Dumitru. Bye bye. Numai bine, sănătate. Mersi mult.